Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Complimentele spuse la momentul potrivit pot face ca fata căreia îi sunt adresate să se apropie mai mult de tine sau chiar să te placă mai mult. Am vorbit și în alte videoclipuri despre complimente, că sunt o modalitate excelentă de a atrage atenția unei fete și de a o face să te placă. Dar nu am aprofundat diferitele tipuri de complimente pe care le poți face. Pentru asta avem nevoie de o perspectivă feminină, așa că mi-am întrebat iubita ce complimente îi se par ei cele mai drăguțe, cele mai frumoase și am alcătuit o listă cu 6 complimente. 6 complimente pe care fetele vor să le audă din gura băieților. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul compliment pe care fetele vor să-l audă de la tine este despre ochi. Dar ca să-i faci complimente despre ochii ei, prima dată trebuie să te uiți la ei, lucru pe care mulți băieți nu-l fac. Majoritatea băieților, când ies la prima întâlnire cu o fată, nici măcar nu îndrăznesc să se uite în ochii ei. Se uită pe clădiri, la mașini sau la oamenii de pe stradă. Însă când te uiți în ochii cuiva atunci când vorbești cu el, conversația devine dintr-o dată mai personală, pentru că ochii sunt poarta către suflet. Și dacă te uiți suficient de aproape, orice ochi sunt frumoși, așa că uite-te în ochii fetei cu care vorbești și complimentează-i, pentru că o să apreciezi. Al doilea compliment pe care fetele vor să-l audă de la băieți este legat de un obiect vestimentar pe care îl poartă. Vrei să faci o impresie excelentă la prima întâlnire cu o fată? Ei bine, fă următorul lucru. Să zicem că fata cu care te-ai întâlnit poartă o rochie. Ei bine, după ce v-ați cunoscut, după ce v-ați luat în brațe și dați să plecați către locația unde vreți să mergeți, fă un pas în lateral și complimentează-i rochia. Poți să spui ceva de genul: îmi place foarte mult rochia ta, cred că te reprezintă foarte bine. Este un lucru mărunt, ușor de făcut, care o va face să te placă și mai mult din primele momente. Al treilea compliment pe care fetele vor să-l audă de la băieți este legat de o îndemânare de-a ei. De exemplu, dacă are un talent la pictură sau la poezie, poți să-i faci complimente legate de creațiile ei. Sau, de exemplu, poți să-i arăți aprecierea ta cu privire la o trăsătură a personalității sale. De exemplu, dacă e foarte calmă în situații critice, poți să complimentezi asta. Adesea, ca indivizi, ne concentrăm prea mult pe lucrurile negative pe care le vedem la alți oameni și prea puțin pe cele pozitive. Ori prin simpla observare a unui comportament bun pe care îl vezi la o persoană, o încurajează pe acea persoană să repete comportamentul și îi arată că face ceva bine. Așadar, încearcă să vezi mai des binele din oameni și complimentează-le și încurajează-le îndemânările sau trăsăturile ale personalității bune. Al patrulea compliment pe care fetele vor să-l audă este: ai un suflet bun. Să-i complimentezi bunătatea sufletului și să îi apreciezi faptele bune pe care le face pentru tine, dar și pentru alții. În general, trebuie să fii recunoscător pentru ajutorul pe care îl primești de la alții, mai ales de la o fată la care ții. N-ar trebui niciodată să te doară gura să spui mulțumesc sau să-ți arăți aprecierea față de cineva care te-a ajutat. Așadar, complimentează și mulțumește persoane care ți-a făcut o faptă bună. Al cincilea compliment pe care fetele vor să-l audă este legat de posterior. Dar atenție, nu pe față. Trebuie să fii puțin mai subtil. Adică nu te duci la o fată și zici: mamă, ce fund ai. N-aș recomanda să spui asta unei fete pe care nu o cunoști deja, decât dacă o spui într-un mod foarte amuzant. Aici intervine și creativitatea ta, adică cât de subtil și cât de amuzant poți fi în timp ce îi transmiți mesajul că îți place fundul ei. Însă dacă fetei căreia îi faci acest compliment este iubita ta, poți să îi spui în fiecare zi că îți place cum arată de la spate. Și final, al șaselea compliment pe care o fată vrea să-l audă de la tine este legat de zâmbetul ei. Dar ca să-i vezi zâmbetul prima dată, trebuie să o faci să zâmbească, așa că e foarte important să fii o companie plăcută. Așadar, fă-o să zâmbească, după care complimentează-i zâmbetul și îți garantez că va fi foarte greu să nu o cucerești. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa pe butonul alăturete de mai jos și vei primi numărul meu de telefon la care poți da mesaj și îți voi răspunde în acea zi, spre deosebire de Instagram, unde mi-a cam 2 săptămâni pentru că am mesaje din urmă la care nu am răspuns. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!